Fosta prim divizionară HC Danubius Galați a câștigat fără probleme la Giurgiu grație experienței și portarului Cristina Bobeică. CSM Dunăre a rezistat doar în primele 15 minute ale jocului. La pauză a fost 14-8 pentru echipa oaspete, aceasta menținând ritmul ridicat și în cea de-a doua repriză. S-a încheiat 20-30 pentru HC Danubius Galați, cele mai multe goluri, 12 fiind marcate de Alexandra Georgescu de la Gazde și Mirabela Crivleviț de la Învingătoare. Este o înfrângere categorică. O echipă mult mai bună ca noastră, dar în primul rând disciplinată. Noi am ratat foarte mult după semicerc și asta spune multe. De cealaltă parte, fosta handbalistă Alexandrina Soare a declarat că meciul a fost unul frumos, ținând să felicite echipa din Giurgiu și atmosfera din sală. A fost un joc frumos și vreau să felicit și echipa de gazdă pentru că joacă frumos, sunt jucătoare tineri, am înțeles, și practică un handbal agresiv, în viteză, chiar foarte frumos. Și am ținut de la început, de când am văzut că veniți pentru interviu, să vă felicit pentru atmosfera din sală. Este extraordinară, nu multe săli din țară găsește așa ceva. Bravo lor! În urma acestei înfrângeri, CSM Dunărea Giurgiu rămâne pe locul 10 în clasamentul Seriei A cu 4 puncte acumulate, în timp ce Danubius Galați este pe 6 cu 15 puncte în condițiile în care, în urmă cu 2 runde, a fost penalizată cu un punct pentru folosirea unui număr mai mare de jucătoare cu dublă legitimare decât prevede regulamentul. Următorul meci al formației giurgiuvene va avea loc sâmbătă 16 noiembrie, în deplasare contra echipei CSU Știința București, ocupanta locului 5.